Bună ziua! Datele publice ale execuției bugetare pe anul 2018 arată că guvernul și-a îndeplinit cu responsabilitate angajamentele și a luat măsuri bune pentru români. Doar într-un singur an am reușit ce alte guverne nu au atins într-un mandat întreg. Veniturile bugetului statului au ajuns în 2018 la peste 295 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 32% față de 2016, iar ponderea veniturilor în produsul intern brut a ajuns la 31,1% față de 29,5% cât era în 2016. Produsul intern brut a crescut în 2018 cu peste 25% față de anul 2016 și a ajuns la 949,6 miliarde de lei. Prin măsurile luate, am obținut și o creștere semnificativă a sumelor încasate de la Uniunea Europeană. Astfel, banii încasați în contul plăților efectuate au ajuns în 2018 la cifra record de peste 27 miliarde de lei, adică 5,8 miliarde euro. Este o majorare cu aproximativ 58% față de anul 2017. Așa cum ne-am angajat, am mărit veniturile pensionarilor și ale angajaților din sănătate și educație și am alocat fonduri pentru investiții mai mari cu 28% față de anul 2017. Am aplicat toate aceste măsuri cu încadrarea într-un deficit mai mic decât cel prognozat, respectiv de 2,88% din PIB. Dincolo de aceste cifre care demonstrează buna guvernare, aș vrea să subliniez faptul că întotdeauna în centrul măsurilor luate de coaliția de guvernare au fost oamenii. Așadar, vreau să asigur pe toată lumea că și în anul 2019 vom continua să oferim o viață mai bună românilor. Salut acordurile provizorii obținute de România în această săptămână în cadrul mandatului președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene cu privire la trei teme importante pentru cetățenii europeni. Toate aceste acorduri provizorii urmează să fie supuse aprobării Parlamentului European și Consiliului. Primul dosar se referă la pachetul legislativ prin care consumatorii vor fi mai bine protejați, iar întreprinderile vor fi mai bine sprijinite dacă vor să se extindă pe piața unică europeană. Un alt dosar asupra căruia am făcut progrese este revizuirea directivei privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni la locul de muncă. Cel de-al treilea acord provizoriu se referă la o îmbunătățire a codului de vize al Uniunii Europene, prin care se urmărește facilitarea turismului și călătoriilor de afaceri. Tot în contextul exercitării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, vor avea loc zilele acestea la București două reuniuni informale importante ale miniștrilor apărării și ale miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene. Am convingerea că împreună vom reuși soluționarea cât mai multor dosare aflate pe masa de lucru, astfel încât să oferim răspunsuri concrete pentru viitorul Europei. În perioada 6-7 februarie mă voi afla la Bruxelles într-o vizită de lucru, unde voi participa la unul dintre primele evenimente organizate de România
în contextul deținerii președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, în cooperare cu Parlamentul European. Este vorba despre conferința cu titlu Lupta împotriva antisemitismului, o abordare comună pentru o mai bună protejare a comunităților evreiești din Europa, de la politică la acțiune. De asemenea, cu această ocazie, voi participa și la sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor pentru a prezenta prioritățile președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Vom discuta astăzi și despre documentele necesare pentru pregătirea trecerii României la moneda unică europeană, elaborate în cadrul Comisiei Naționale constituite în acest scop. Adoptarea monedei euro este un proiect complex, de mare anvergură, care trebuie temeinic pregătit prin implicarea specialiștilor, a mediului academic, patronatelor, sindicatelor, partidelor politice, societății civile și, desigur, a tuturor instituțiilor cu responsabilități în domeniu. În cursul anului trecut, comisia din care au făcut parte reprezentanți ai acestor structuri a avut o activitate intensă cu reuniuni bilunare. În urma acestora au rezultat două documente: Planul Național de Adoptare a Monedei Euro și raportul de fundamentare al acestui plan. Astăzi, Guvernul își va însuși aceste documente în vederea asumărilor politice. Ulterior, vor fi transmise Comisiei Europene. Implicit, ne asumăm obiectivul de adoptare a monedei euro de către România în anul 2024. Pentru ca aderarea la moneda euro să aducă beneficii românilor, este esențial să pregătim intrarea în etapa premergătoare, respectiv în mecanismul european al ratelor de schimb, și să luăm măsurile necesare pentru creșterea competitivității și asigurarea unei creșteri economice sustenabile. Continuăm sprijinul acordat fermierilor prin susținerea programelor de creștere a suinelor și păsărilor. Avem pe ordinea de zi două proiecte de acte normative prin care aducem o serie de clarificări pentru buna desfășurare a programului de susținere a crescătorilor de suine și programului pentru sprijinirea sectorului avicol. Sunt măsuri menite să contribuie la o mai bună susținere a activităților desfășurate de fermieri. Prin aceste modificări, facilităm accesul la finanțare al fermierilor care vor să-și dezvolte investițiile, inclusiv prin acordarea unui avans de 30% din totalul cheltuielilor eligibile. Facem astăzi încă un pas pentru punerea în aplicare a programului Investim în Copii, Investim în Viitor, prin care vom susține construirea, amenajarea și dotarea a 1000 de grădinițe cu profil sportiv. Adoptăm un memorandum prin care instituim o schemă de ajutor de stat cu un buget multianual de 500 de milioane de euro cu începerea finanțării din acest an. Schema de ajutor de stat se adresează persoanelor juridice de drept privat, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații, federații și cluburi sportive. Sprijinul va consta atât în acordarea unui ajutor de minimis de până la 500.000 de euro din cheltuielile eligibile, cât și în garantarea creditelor de către stat în procent de maximum 50%. Este un proiect de perspectivă prin care dorim să creăm condiții pentru încurajarea copiilor să practice sportul cu beneficii pentru sănătate. La finalul ședinței de guvern, purtătorul de cuvânt va detalia actele normative pe care le vom adopta în cadrul ședinței de guvern de astăzi. Vă mulțumesc!